Doi bărbați din Maramureș au văzut moartea cu ochii în noaptea de vineri spre sâmbătă. Mașina în care erau s-a rostogolit de mai multe ori într-o curbă din orașul Baia Sprie, județul Maramureș. Într-o curbă la stânga, din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul volanului. A pus la pământ mai multe indicatoare rutiere, dar și gardul unui imobil. Apoi autoturismul s-a rostogolit de mai multe ori și a rămas cu roțile în sus, pe șosea. La fața locului au intervenit pompierii militari, două echipaje SMURD, dar și polițiștii din Baia Sprie. Cei doi au fost scoși dintre fiarele autoturismului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. În vehicul, polițiștii au găsit mai multe sticle de bere, dar și sticle de tărie, scrie actualmaramureș.ro.